Bună seara și bine v-am regăsit, dragii telespectatori! Bună seara, spun și invitatei mele din această seară, pe numele ei, Carina Doboș. În primul rând, vreau să-ți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră și apoi vreau să spun telespectatorilor că este pentru prima oară la noi, la CNS, sau ai mai fost în decembrie, nu? Cu copii? Sau nu, n-ai fost cu Moș Crăciun? Nu. În decembrie au colindat cei mici. Este prima oară la noi la CNS, Carina Doboș. Ai emoții, Carina? Puțin. Este normal, dar a învățat Carina în toți acești ani să-și stăpânească emoțiile și să fie niște emoții constructive. Vreau să vă fac cunoștință cu Carina. Câți anișoare ai? 12. 12 ani, deci este o adolescentă deja. Și spune-ne de unde ești, unde înveți. Sunt din satul Izvoarele, comuna Răchiteni, județul Iași. Învăț în satul Răchiteni. Deci, tu ești din județul Iași, da. Știi cam câți kilometri sunt? Cam 16. 16-20 de kilometri de la locuința Carinei până la noi, la Roman. Și vreau să vă spun, dragi telespectatori, că această adolescentă, acum copil pe vremea când am cunoscut-o eu, începând de la vârsta de 5 anișori, a venit la Roman, a pășit pragul clubului Lucky Dance și în toți acești ani a avut foarte multe de învățat și, după cum vedeți, acum este o domnișoară frumoasă și talentată și care are foarte, foarte multe de spus. Așa cum observa și dumneavoastră, am adus câteva trofee pe care le-a obținut Carina pe parcursul acestei experiențe muzicale de-a lungul anilor. Sunt foarte puține. Vă dați seama, sunt 7-8 ani de când tu participi sau de când faci canto, de când faci dansuri, de când participi la concursuri. Era foarte greu să ne aducă aici, mai ales de la o asemenea distanță și pe o așa vreme cupele ei, dar cred că acestea pe care le-a adus sunt cele care aparțin sufletului. Da. Sunt mai apropiate sufletului ei, mai dragi și tocmai de aceea vi le prezintă și dumneavoastră. Am o curiozitate așa, Carina. Deci tu de la 5 anișori știu că vii în Roman, de la o așa distanță 20 de kilometri, de 2 ori pe săptămână. Da. Au existat zile când veneai și de 3 ori pe săptămână, depinde de activitățile pe care le făceai și întrebarea mea este, în toți acești ani, 7-8 ani, nu a existat discol, nu a existat îngheț, nu a existat caniculă. Cum ai reușit tu ca mereu să fii prezentă în toți acești ani? Pentru că, într-adevăr, este un lucru de tine, de familia ta, e un lucru deosebit, dar pentru că din acest punct de vedere ești un exemplu și îți spun cu toată inima, ești un exemplu pentru romașcanii noștri, vreau să te întreb dacă au existat aceste calamități naturale. Da, au existat. Au existat, nu? Și cum le-ai depășit? Cum ai reușit tu să fii prezentă și să nu lipsești niciodată? Pentru că îmi place foarte mult să cânt și să dansez. Mă motivează să fac asta din toată inima și așa am reușit. Vă dați seama, dragi telespectatori, că acest lucru este foarte important. Dacă ne place ceea ce facem, atunci nu mai vedem nici frigul de afară, nici canicula și parcurgem toți pașii spre realizarea noastră. Nu știm, nimeni nu știe dacă va fi o realizare în domeniul artistic, dacă vei ajunge o mare cântăreață sau o dansatoare, dar știm cu siguranță că ai crescut foarte frumos în toți acești ani, te-ai dezvoltat armonios și ai învățat foarte, foarte multe în tot acești ani, pentru că urcatul pe scenă, ai urcat pe foarte multe scene în toată țara, concursurile la care ai participat,
toate te-au ajutat, da, să te formezi frumos ca om, ca adolescent și bineînțeles că la început exista o timiditate, da, normală, orice om este timid și reușim doar prin diferite activități, prin diferite tehnici să ne învingem această timiditate. Și acum urci pe scenă ca și cum ești la tine acasă, da, și încânți publicul cu vocea ta. Să știți că Carina Doboș nu are la activ trofee mari, așa cum au o parte din copiii pe care i-am prezentat. Dar vreau să vă spun că nu acest lucru este important. Bineînțeles că într-un concurs există anumite criterii și se notează concurentul după aceste criterii, dar nu este important. Important este să urcăm pe scenă și spun ori de câte ori am ocazia și să fim plăcuți publicului, da? Pentru că la urma urmei, nu jurul este cel care hotărăște în viitor soarta celui prezent pe scenă, ci bineînțeles publicul. Dacă avem un public care ne cunoaște și care ne și iubește, ne și dorește, atunci am câștigat. Degeaba obținem trofee, da? Dacă nu suntem pe placul publicului. Publicul este cel care formează un artist și îl duce la cele mai înalte culmi. Să nu uiți asta niciodată. Dar cu toate acestea, mă uit aici pe câteva diplome care ai reușit tu să le iei în fugă de acasă și observ că la festivalul Lucky Kids ai obținut premiul al doilea. Da? Și este un festival foarte, foarte greu, pentru că este un juriu de mare valoare, foarte echidistant și atunci când primești din partea acestor jurați o notă care să te claseze pe locul al doilea, să știi că totul este pe bune și trebuie să fii mândră de acest premiu. Apoi mai observ aici la Sfinxul de Aur, la Brașov, da? Nu la Brașov, la Bușteni. La Bușteni ai obținut locul al treilea. Și acest festival de la Bușteni este un festival foarte greu cu copiii din toată țara și cu un juriu la fel de performant și echidistant, pentru că atunci când suntem jurizați de Andrei Tudor, de Ionel Tudor, de Horea Moculescu, de Viorel Gavrilă, de Liviu Manolache, de Nicolae Caragea, de Jolț Cheleștei, nu? Cheleștei la Sfinxul de Aur, de Adrian Romcescu. Deci când suntem jurizați de aceste nume din industria muzicală românească, atunci nu mai avem nimic de spus, pentru că acești muzicieni știu ceea ce fac, sunt echidistanți și locul pe care l-ai obținut, dacă ai reușit să fii pe podium, atunci trebuie să fii mândră de realizările tale. În primul rând, trebuie să fim cu toții fericiți când reușim să ajungem la asemenea concursuri și să fim jurizați de asemenea personalități, pentru că am avut de-a lungul timpului și vom avea în continuare de învățat de la aceștia și o notă din partea lor sau un sfat este mereu binevenit. Carina, în ce clasă ești tu? A șasea. A șasea. Și cum? La școală de la tine? Nu la Răchiteni sau unde înveți? La Răchiteni. La Răchiteni. Și cum este la școală? Bine, câteodată mai este așa mai nașpa, dar de obicei este foarte frumos. E din ce în ce mai greu, nu? Normal că pretențiile sunt mari, odată cu înaintarea în vârstă. Și vreau să spun, te-ai gândit mai departe, mai ai clasa 7, clasa 8, dar ai văzut ce repede trece timpul și urmează admiterea la liceu. Te-ai gândit de pe acum ce ai vrea să faci? Nu prea. Nu te-ai gândit. Dar ai vrea să vii în oraș, la Roma, sau ai vrea să rămâi acolo? Există liceu? Nu. Nu? Doar școala generală.
A, deci trebuie să fii colegii tăi mai mari, care îi cunoști, unde sunt? Aici, la Iași, la Pașcani. A, da, că mai sunt, deci da. Există posibilitatea și de a merge la Iași sau la Pașcani. Dar tu, cu siguranță, vei veni la Roma. Da. Nu? Pentru că, vă dați seama, este păcat. Nici nu pot să mă gândesc că tu vei pleca la Iași, știind că de la vârsta de 5 anișori ai venit aici în oraș și trebuie să facem foarte multe lucruri împreună și, bineînțeles, că tu ai foarte multe de spus pe viitor. Cum te-ai hotărât să vii când erai așa de micuță? Cine te-a ajutat sau cum a fost împrejurările? Chiar nu te-am întrebat niciodată. Îmi plăcea foarte mult să cânt la desene animate. Așa. Și așa și să dansez și așa am început să vin la canto și la dans. Le-ai spus părinților? S-au interesat părinții? Da. Și ai venit întâi, ai venit la cursurile de dans, da, și apoi la canto. Îmi amintesc, deci despre tine îmi amintesc că erai foarte stângaci. Este normal, nu? Ca orice copilaș. Dar anii au trecut și acum eu personal sunt foarte fericită atunci când te văd pe scenă și văd în tine o domnișoară care are ceva de spus. Repet, nu știu ce se va întâmpla pe mai departe. Tu te-ai gândit, deci excludem trecem și de fază de liceu, te-ai gândit ce ai vrea să fii când vei fi mare. Aș vrea să-mi fac o carieră în muzică. Ai vrea, da? Na? Și punem și răul în față. Dacă nu se îndeplinește acest lucru, ceva de rezervă, nu te-ai gândit? Nu. Bine, că există foarte multe posibilități să mergi la o academie de muzică sau pur și simplu să pregătești copii, să mergi la să iei o diplomă în muzică, în dans, în orice altceva și să faci mai departe. Dar cu siguranță pentru viitorul tău la petreceri, la tot felul de spectacole, tot felul de manifestări artistice, vei fi prezentă, cum ești și acum prezentă, pentru că scena este viața ta și îți doresc foarte mult succes pe viitor. Povestește-mi așa despre prietenii tăi, despre colegii tăi, cum e la Roma, că tu vii de la o distanță, nu ai prea mult timp să socializezi cu ei, dar totuși reușești. Da. Ai prieteni? Da, am cea mai bună prietenă a mea, mă întâlnesc aproape în fiecare zi cu ea. Foarte frumos. Vorbim, râdem, îmi place foarte mult să petrec timpul cu prietenii, colegii. Am înțeles. Și la școală, cei de la școală știu că tu... Da. Da? Și ce spun colegii tăi? Că bănuiesc că nu foarte mulți merg la asemenea activități. Unora le place, unora nu. Nu... Există chiar. Și persoane care să nu le placă muzica? Da, sunt parte din colegi, un fel râd de mine. De ce? Pentru că am o colegă care și ea vine la noi și dacă obține ea o diplomă mai mare sau așa, mai râd, da, că tu nu ai luat premiul mai mare decât ea și de asta. Am înțeles. Acestea sunt răutăți, da? Ci să știi că în orice domeniu de activitate există asemenea răutăți și nu trebuie să le iei în seamă, pentru că dacă un om are răutate asupra ta, sau asupra mea, asupra noastră, este problema lui, da? Noi trebuie să ne detașăm de aceste probleme și să mergem mai departe pentru a ne urma visul, că la urma urmei este visul nostru. Și apropo de răutăți, ca să-ți dau seama, să realizez că aceste răutăți se fac și la nivel mult mai înalt, nu la nivel de copil, să știi că la un festival foarte mare, internațional, de muzică ușoară, unde am participat cu câțiva colegi de-ai tăi, o doamnă profesoară, deci dai seama, o doamnă profesoară care activează în acest domeniu de foarte mulți ani, care este cunoscută pe plan național, înainte de a intra, o colegă de-a ta pe scenă, o colegă care este foarte bună și care era de temut pentru elevii ei, știi ce i-a spus? I-a spus: vai, dar ce urât ești îmbrăcată, ce rochie urâtă ai și ce nu ești deloc aranjată. Așa cânți în halul acesta?
Îți dai seama, să-i spui unui copil, dar nu numai un, mai ales unui copil, înainte de a intra pe scenă, să-i spui asemenea cuvinte, ea a dorit să o demoralizeze, înțelegi? A dorit să o facă să nu mai poată cânta, da? Dar fiind pregătită colega ta de cei de la clubul Lucky Dance, să fie tare, puternică și să meargă înainte, nu a ținut cont de ceea ce a spus, a intrat pe scenă nepăsătoare și a dat totul de ea și a obținut și premiu foarte mare. Deci îți dai seama, acestea sunt răutăți care vin din partea unora pentru a vă face pe voi să renunțați. Și atunci nu are niciun rost, trebuie să mergeți mai departe și să fiți fericite. Ce le spui tu celor care te privesc, un gând din partea ta? Să-și urmeze totdeauna visele, pentru că așa le pot îndeplini. Cu siguranță și să nu renunțe și să nu cedeze niciodată. Eu, dragi telespectatori, vă las în compania Carinei Doboș. Ce piese ne vei interpreta tu? Nu poți cumpăra cu bani dragostea mea și Cad și mereu mă ridic. Cad și mereu mă ridic, o piesă din repertoriul regretatei Laura Stoica. Iar piesa Nu poți cumpăra cu bani dragostea mea este piesa scrisă de compozitorul și profesorul tău Romașcan Sergiu Rudic, o vestă foarte frumoasă și talentată. Eu vreau să vă las în compania Carinei, să o cunoașteți, să vedeți ce frumos vă cântă și vă încântă. Iar eu vreau să vă spun doar atât că luna martie urmează cea de-a șaptea ediție a Festivalului Internațional de Muzică Ușoară Lucky Kids, care se desfășoară la Roman cu un juriu de excepție. Horea Moculescu, pentru prima dată la noi în oraș, la un asemenea festival, Liviu Manolache, directorul festivalului de la Mamaia Copiilor, Viorel Gavrilă, vicepreședintele Uniunii Compozitorilor din România, și Nicolae Caragea, un mare și cunoscut compozitor basarabean. Despre acest festival încă curând vom da toate detaliile, așteptăm toți romașcanii să fie alături de noi, pentru că este un eveniment deosebit pentru orașul nostru, și vă las în compania Carinei Doboș pentru a vă cânta și încânta. Vizionare plăcută! Să mă ai. Nu poți cumpăra cu bani.
doar dragostea.